transcripție mentală, o substanță chimică cu efecte psihostimulante, pe care le putem găsi de la orice magazin, aproape de la orice magazin. Este vorba despre cafeină. Știți cumva, vă vin în minte cumva câteva persoane care să nu consume în fiecare zi câte o ceașcă de cafea sau care să nu apeleze la ciocolată sau care să nu fie dependente de ceaiul negru sau o ceașcă sau care să nu consume cu lăcomie, cu poftă, un pahar de cola sau persoane care nu consumă, nu-și administrează în fiecare zi un tranquilizant, cele calmante care au o compoziție pe lângă alte substanțe chimice și cafeina. Ei bine, aceste produse au în compoziția lor cafeină despre care vorbim în seara aceasta. 9 din 10 oameni sunt dependenți de cafeină și beau cel puțin în fiecare zi câte o băutură cafeinizantă. Asta înseamnă un cost foarte mare, 4 milioane de tone pe an pe glob. De ce este cafeina așa de îndrăgită? Pentru că oferă o energie imediată, aproape instantanee, prin creșterea zahărului din sânge, dar cu niște efecte distrugătoare în scurt timp. Pentru că, odată ce nivelul de zahăr din sânge crește, imediat crește și descărcarea de insulină. Ceea ce face ca acel zahăr din sânge să scadă imediat. Și acest declin a zahărului din sânge cere un nou aport de energie. O nouă ceașcă de cafea. Și astfel, ceașcă după ceașcă, se adună, oamenii nu mai sunt conștienți de numărul lor și efectul este distrugător. Plătim un preț, dar nu pe moment, pentru că pe moment e o stare de voiciune, de creșterea capacității intelectuale, a puterii fizice, psihointelectuale. Însă, prețul îl plătim în timp, prin sănătate. Cum vedeți în această imagine, cafeina se asociază și cu alte droguri. Cu tutunul, cu cocaina, cu care se înrudește, și cu alte droguri care fac parte din clasa aceea a cetaminelor. Afectează comportamentul și dispoziția, începând de la 2 ceasuri de cafea. Afectează creierul și sistemul nervos. Un studiu pe care cercetătorii americani au făcut pe faringeni. Au ales o specie de faringeni care construiesc plasa un număr foarte mare de cercuri concentrice, de până la 30-35 de cercuri. Și sunt foarte simetrice, foarte bine organizate. Așa arată. Am injectat, echivalent pe greutatea corporală, o cantitate echivalentă la om cu 2 cești de cafea. Cafeina din 2 cești de cafea. Și au urmărit efectele. Este ceva anabona. Lucru care nu se rezolvă nici după 2 zile, 48 de ore. Și efectul dispare abia în 4 zile, 96 de ore. Vedeți ce impact deosebit l-a avut cafeina administrată în păianjen. Cu atât mai mult, trebuie să ne gândim atunci când e vorba de mintea noastră, de corpul nostru și de sănătatea noastră. Principala problemă este legată de insomnie, somnul agitat. Și chiar dacă avem un număr de ore de somn echivalent, totuși acest somn nu este de calitate. Foarte mulți din consumatorii de cafea sunt ostili, au depresie, foarte mulți ajung la oboseală,
e ciudat, pentru că cafeaua te ajută să fii treaz. Dar, cum spuneam la început, e un efect de trezire care apare imediat, însă după aceea e un declin și oboseala este cronică. Impactul cafeinei la nivelul stomacului. Vedeți, în restul cele două săgeți este poarta de intrare în stomac, așa cum o numim noi cardia. Ei bine, aici este o poartă susținută de niște mușchi, un sfincter. Mușchii aceștia trebuie să fie bine încordați pentru ca să nu permită alimentelor, sucuri gastric, acidului care e în stomac, să pătrundă în esofag. Sensul trebuie să fie de sus în jos și nu invers. Esofagul este obișnuit cu aciditatea și este foarte rapid lezat. Cafeaua, bici e chiar acești portari, la acest nivel, la nivelul cardiei. Astfel că mușchii de la acest nivel sunt în imposibilitate de a mai fi, de a se contracta suficient, sunt slăbiți și așa apare refluxul gastroesofagian. Alimentele trec din stomac în sus, spre esofag. Cafeina crește nivelul de aciditate gastrică. Și ce cu asta? Mult acid în stomac înseamnă frecvență mai mare de ulcer gastric. De la o singură ceașcă de cafea poate crește riscul de cancer în mai multe localizări, la nivelul stomacului, la nivelul rinichiului, deci atât de tot acolo se elimină, la nivelul plămânilor, rectului, esofagului. Crește riscul de cancer, riscul de cancer localizare la nivelul vezicii urinare. Două cești de cafea cresc cu 250% riscul de cancer de colon. Se dublează cancerul fatal de vezică urinară. Crește cancerul ovarian și cancerul pancreatic. Pe altă latură, efectele la nivelul aparatului cardiovascular, creșterea tensiunii arteriale. Nici ce este cafea, și cu cât mai mult, cu atât mai rău, 300% crește riscul bolilor de inimă. Cresc bătăile inimii, apar aritmii, ceea ce în clinică se trage prin palpitații, senzațiile palpitații. Crește nivelul colesterolului, favorizează tombogeneza, adică formarea de chiaruri de sânge care dau naștere infarctului și accidentelor vasculare cerebrale, lucru care poate fi fatal. Efectele cafeinei în sarcină. Consumul de către gravide, valentul de cafeină din 3 cești de cafea, dublează riscul de a pierde sarcina. Apară efect asupra fătului, spunem că scade greutatea la naștere. Apar probleme cu oasele, contractarea rechierea țesutului osos, este încetinită creșterea fătului. Mai mult, după ce se naște copilașul, cafeina se transmite prin laptele de mamă și e chiar la nivele mult mai mari și se menține mult mai mult timp decât în sângele mamei. În sângele mamei, cafeina dispare, se metabolizează în 5-6 ore. În schimb, în laptele matern, cafeina este întâlnită până la 80 de ore. Adică 3 zile jumate, cam așa. Apar un deficit de vitamine și minerale. Pentru că odată cu eliminarea cafeinei din organism, cafeina trage după ea și diverse vitamine și minerale. Calciu, complexul de vitamine B și fierul. Și astfel apare osteoporoza legată de calciu, anemia feritică. De două ori se pierde calciu mai mult. Care este efectul cafeinei? Din cola, din ciocolată, din ceaiul negru, asupra adolescenților.
bine, trebuie să vă spun că efectul asupra copiilor în creștere este mult mai mare decât asupra adulților. Astfel că, un pahar de cola este echivalent ca efect, mă refer, nu ca și conținut de cafeină, este echivalent ca efect cu 4 cești de cafea. La un studiu efectuat pe adolescente s-a observat, adolescentele care consumau cola, s-a observat un risc de 5 ori mai mare de a dezvolta fracturi. Adolescenți care nu au de-a face cu osteoporoza cu care se luptă adulții și femeile în vârstă. Cafeina de dependență. Nu de la prima ceașcă, dar foarte greu îți face distinția și te poți opri la o singură, la prima ceașcă. Nici nu-ți dai seama când trece timpul și devii dependent.